Astăzi o să vorbim despre cât de importantă este lumina și despre ce lumini folosesc eu. Dar, bineînțeles, vreau să vă arăt și două dintre noile mele lumini. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Eu sunt Bogdan și astăzi o să vorbim despre noile mele lumini de studio. Forța 60, varianta bicoloră, și Forța 200. Este într-un case foarte mare, dar este foarte bine protejat, și o să începem cu Forța 200, care a fost creată special pentru a fi o variantă între Forța 60, Forța 300 și Forța 500. Eu am ales-o special pentru că o consider perfectă pentru nevoile și pentru proiectele mele. Dar ca să facem o comparație, este un pic mai mare decât Forța 60, bineînțeles de 3 ori și puțin mai puternică, dar este mai compactă față de Forța 300 și de Forța 500. Are o temperatură de 5600 de Kelvin, montura este una clasică de Bowens pe care poți folosi orice accesoriu de la Nanlite, softbox-uri, freneluri și multe altele. Dar bineînțeles, pe Forța 200 poți folosi și o umbrelă, având aici pe lateral un suport special făcut pentru umbrelă. Această lampă are 11 efecte speciale foarte interesante și foarte tari pe care le poți folosi în filmările tale. Sunt niște efecte pe care eu nu le-am mai văzut la alte lămpi până acum, tocmai de-aia am și ales-o, pentru că nu știu niciodată când le voi folosi. Alimentarea o poți face în mai multe feluri, varianta clasică la priză de 220, iar dacă vrei să iei această lampă cu tine pe teren, să o folosești, nu știu, în mijlocul unui câmp, într-o clădire dezafectată pentru fotografii sau pentru filmare, o poți folosi cu ajutorul unei baterii V-mount de 14,8V sau o variantă mai mare de 26V. Ceva foarte important pentru mine când m-am decis să-mi cumpăr lumini noi a fost controlul la distanță. Ei bine, aceste două lămpi au două modalități de a le controla la distanță. Există varianta mai de buget pe care am ales-o și eu, și anume această telecomandă de la Nanlite. Este vorba despre RC1. Este o telecomandă simplă, dar care te ajută să controlezi până la 512 lumini. Poți controla temperatura lămpii în cazul în care aceasta are o temperatură variabilă. Este foarte ok pentru Forța 60 bicolor, despre care vom vorbi câteva secunde. Le poți da mai tare sau mai încet, cum fac eu acum. Îmi este foarte simplu, eu de-aia am căutat, pentru că eu folosesc lumini în stânga și în dreapta ca să mă luminez și nu vreau să mă ridic de pe scaun, să le pun înapoi și așa mai departe. Iar cea de-a doua variantă este cea wireless, prin aplicație pe care o poți instala pe telefon. Este compatibilă și pentru Android și pentru Apple, dar trebuie să cumperi un adaptor. Este vorba despre Nanlite KNW2. Este un adaptor pe care îl găsiți separat și la care o să vă las eu link în descriere. Bineînțeles, dacă aveți întrebări despre Forța 200, le puteți scrie în comentarii, eu o să vă răspund cât de repede pot. Iar acum să trecem la cel mai nou și cel mai mic membru din familia Nanlite, la noul Forța 60B bicolor. Primele mele lumini de la Nanlite sunt aceste două Forța 60 pe care le folosesc ca să mă luminez. Eu le-am cumpărat pentru că am văzut că sunt foarte mici și sunt foarte portabile și, bineînțeles, din punctul meu de vedere, sunt perfecte pentru orice creator de conținut care își dorește o lampă și foarte mică, dar și cu o putere destul de mare. Fiind o cerere foarte mare din partea creatorilor de conținut de o variantă bicoloră, Nanlite nu cred că a așteptat un pic și a făcut această variantă, care aduce o temperatură de la 2700 de Kelvin la 6500 de Kelvin. Din punctul meu de vedere, este mai mult decât perfect. Eu le folosesc la interviuri, la clipuri, la crearea conținutului de pe canalul meu de YouTube. Practic o folosesc la orice, fiind foarte mică și foarte versatilă. Asemenea lui Forța 60, pe Forța 60B poți folosi aceleași modificatoare de lumină, spre exemplu cum am eu softbox-urile. Iar dacă îți dorești să folosești ceva cu montură Bowens, există un adaptor foarte mic pe care o să vi le arăt acum, care se montează foarte ușor în doar câteva secunde. Iar acum poți folosi orice cu montură clasică de Bowens, precum și celelalte lămpi din gama Nanlite, Forța 300, 500 sau 60. Și Forța 60, varianta bicoloră, are 12 efecte speciale pe care le poți folosi în diverse filmări. Asemenea Forței 200 și Forța 60 se poate folosi oriunde pe teren, pentru că o poți alimenta din diverse surse de alimentare. Prima sursă despre care vorbim este cea pe care o folosesc și eu,
acest adaptor cu baterii NP, unde lampa se montează în câteva secunde și o poți folosi absolut oriunde. O să strângem puțin pentru siguranță și gata. Avem o lampă de 60 de W care este foarte puternică. Mai există varianta de a o alimenta ca pe Forța 200 cu baterie V-mount și bineînțeles clasica alimentare la curent continuu la 220 V. Cum am spus și mai devreme, o chestie foarte importantă pentru mine era controlul de la distanță. Această lampă funcționează la fel ca și Forța 200, prin telecomandă sau prin adaptorul wireless de care am vorbit mai devreme cu aplicația de pe telefon. Acestea sunt noile lămpi de la Nanlite, sunt foarte bucuros pentru că mi le-am adăugat la colecție, cum s-ar spune, și abia aștept să le folosesc la următorul meu clip pe care îl voi filma. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le scrieți în secțiunea de comentarii. Prețul și linkul către aceste lumini le veți găsi în descriere, bineînțeles către Forța 60B, Forța 200, Forța 60 varianta simplă, tuburile RGB pe care le am în spatele meu. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like, de subscribe, pentru că mă ajută foarte mult. Poți să-l pui pe story, poți să mă urmărești pe Instagram, pentru că acolo postez chestii pe care le fac de zi cu zi. Eu am fost Bogdan și noi ne vedem data viitoare. Pa!